gata, am revenit și cu partea numărul 2 din seria Mystery Box de la Clipirul Zilei. Prima cutie de la ei a fost chiar decentă, însă a doua, n-am ce să zic. Țeapă! Și da, asta e un risc super mare când cumperi Mystery Box-uri. Poți găsi o chestie bună și 10 chestii rele. Hai să nu vă mai dau spoilere, am început cu niște căciulițe de Moș Crăciun, deși astea la mine la magazin au mers foarte bine pe iardă. Dar cred că o să meargă la anul. O cursă din nou pentru cineva care nu știu dacă îl mai deține. Aici e un pachet misterios. Un cofrag de ouă. Da. Și hai să încheiem apoteotic cu două seturi pentru petrecerile copiilor. Unul cu vrăjitoare de Halloween și celălalt cu Spider-Man. Superman. Spider-Man. Le desfac și pe astea rapid, dar clar nu-i nimic de capul lor și sunt super ieftine. Adică, da, clar nu scoate banii cu cutia asta. Însă e o experiență faină și merită dacă vrei să te distrezi. Dar nu vă recomand să cheltuiți prea mulți bani pe astfel de lucruri. Eu între timp am comandat mai multe Mystery Box-uri de pe Amazon. Așa că dacă vrei să rămâi la curent, nu uita să-mi dai un follow. Și da, spune-mi ce e chestia asta pe care am găsit-o în cutie. Habar n-am văzut niciodată așa ceva.